asta ție, asta ție, asta nu la partid. Eu foarte bine înțeleg lucrurile. Și mai greu de dirijat așa, de adunat de 30-40 de agricultori de la Carpineci, de spus, voi, bună ziua. Cu partidul Hotare sau cu ne aflăm la o întâlnire a agricultorilor din comuna Carpineni, deputatul Alexandru Slusăș. Problemele agricultorilor dar rămân în situația aceasta e periculoasă pentru zonele rurale. Momentul zilei. Noi trebuie conceptual să ne înțelegem. Noi vrem să dezvoltăm satele. Eu spun, noi suntem pro-europeni. Eu categoric vreau că să avem țara așa civilizată cum în Europa. Acolo e viitorul nostru. Dar nu, categoric nu vreau că să fie acest lucru cu prețul pierderii agricultorilor autohtoni și satelor. Nu vreau. Eu vreau exemplu cum a aderat Polonia. La Polonia, și drept acolo, a fost lobby foarte bun agricol, ministrul agriculturii, tot timpul a fost de la un partid țărănesc și el, când mergeau negocieri, foarte greu tot mergeau. În 2007, foarte mult țărani au avut frică de invazia importurilor din Uniunea Europeană. Și a făcut ministrul. Când se ducea la Bruxelles, la negocieri, subvențiile, cotele, el chema fermierii și spunea, ia în mâine blocați drumurile tale. Ministrul agriculturii spunea, ei se duceau acolo, blocau drumurile, eu se duceau la Bruxelles, spuneau că țara e paralizată, dacă voi nu ne dați, noi ne duși, noi nu riscăm, nu știu ce. Peste 3 zile primeau și cotele, primeau și subvențiile. Iată, acum au fost recent sondaje în cadrul țăranilor la Polonia, 85% sunt pentru Uniunea Europeană. Că nu s-a pierdut clasa asta mijlocie de țărani. Au primit subvențiile, au primit cotele, au putut să modernizeze. Noi trebuie să avem agricultură și industrie de procesare. Dar dacă noi nu susținem pe agricultori, nu te asta o să avem. Eu nu vreau să spun că în 2021 o să fie adus. Noi exportăm 2.800.000.000 de dolari, dar importăm 6.000.000. Și asta, fiecare an eu văd mai mult și mai mult, importul, fructele, legumele, carne, lapte și cu cât mai mult o să fie import, din Turcia, așa cu atât mai puțin o să rămână oamenii în sate. Eu nu vreau să plătesc așa preț. Noi trebuie... Bună ziua încă o dată. Ne aflăm în comuna Carpineni la o întâlnire a agricultorilor din această localitate cu deputatul Alexandru Slusăș. Întrebările agricultorilor rămân pe ordine de zi cele mai stringente. Rezolvarea acestor probleme ține de urgență, de o stare de urgență în agricultură. Noi, eu știu cum, de unde vine carne din Ucraina și eu am kilogram de pulpă, 700 de grame carne, 300 de grame apă. Da, Portugalia. Noi știm asta. Dar din Ucraina, Portugalia, Ucraina e invazia, cea mai mare problemă e Ucraina. Noi trebuie să... Da, noi suntem membri OMC, noi avem niște obligațiuni, noi foarte nereușit am intrat la OMC și am lăsat taxele vamale foarte joase, dar sunt pârghiile legale. Sunt pârghiile legale de a lupta. Iată legea asta cu 60% produsele agroalimentare autohtone și să limităm venitul supermarketurilor, iată a treilea an în Parlament. În prima lectură a fost votată în 2018, pe urmă când a scos și când noi am venit la guvernare, 5 luni am încercat să fiecare dată puneam întrebarea, când votăm? Nu votăm că Uniunea Europeană, că e probleme, că nu știu ce. Și spre marea mea rușine trebuie să spun că cu două săptămâni înainte a fi dimis guvernul blocului acum, ei au retras această lege din Parlament. Și eu am făcut gălăgie, nu știam cine o retras, credeam că Chicu. Și pe urmă când am aflat cum de este, n-am făcut mare gălăgie. Dar legea a fost retrasă de dânsă, de partea noastră. Și iată acum în comisia pentru economie, noi parcă am votat acolo, în Comisia Economie. Dar în plen nu putem scoate, că deja ăștia de la Linela au intrat și la socialiști. Eu deja văd cum se împarte rublurile. Dar oricum legea asta trebuie să fie votată. Noi trebuie să avem altă abordare față de agricultură. Agricultura 30 de ani a fost cenușarea. Și iată noi am ajuns acolo unde am ajuns. Sau noi mergem pe această linie, finanțarea, irigarea, procesarea și majorăm nu cu 100 de milioane, dar să dublăm, să triplăm fondul de subvenționare
să ne gândim mecanismul, ne consultăm aici cum e mai bine. La hectar, la investiții, mix de făcut, aici tot trebuie de discutat. La hectar ar fi bine, anual. Dacă excludem agroholding-ul, că dacă ai să dai la hectar și nu excludi pe dânșe, apoi cu 30.000 de hectare al lor, tot e o să meargă. Tot e smântână tot acolo. Păi da, doar să fie legalizat toate terenurile. Stimați cetățeni, ne aflăm în comuna Cărpineni, la o întâlnire a agricultorilor în această comună cu deputatul Alexandru Slusăr. Și are 50.000 de hectare. Și cine o să fie cu smântână? Tot așa e mare. Aici e întrebarea, dar important să majorăm. Și eu spun, eu vreau să vin cu propuneri. Eu acum fac consultări cu toți agricultorii, eu vreau să vin cu propunere legislativă că noi 3 sau 5 ani subvenționăm doar business-ul mic și mijlociu. Aiește care nu după suprafață se numără. Ei se numără după cifra rulajului anual, după valoarea activilor și numărul de lucrători. Care au până la 200 de lucrători, care valoarea activilor până la 50 de milioane, dar voi cam toți intrați. Aiește, nu e nicio problemă. Ce luați nu trebuie să fie subvenționat. Dirigarea rușine că Ministerul Agriculturii, este noi în Parlament acum am făcut un grup de lucru să elaborăm strategia de irigare a terenurilor. Și eu uleacă, am râs de chestia asta. Domnul Lenin, dar chiar asta e funcția Parlamentului, să noi să facem că asta e funcția Ministerului Agriculturii. Pentru că fiecare noi avem Ministerul Agriculturii. Dacă ministrul e medsestra, eu mă înțeles că a terminat, medsestra a terminat, nu știu pe unde, el este agricultor. Eu nu știu ce a terminat, dar am înțeles că foarte bine eu spre ce pe cine bițăr, cine nu. Aici eu în loc de testul de alcoolimie. Trebuie de folosit. Parcă ne-au numit la Lăpușnă, că suntem... Ei, dar nu au avut evidere de noi. Nebunul îi spune Igor Nicolaevici, eu știu de la președinție. Trei polițiști erau la un tractorist. Trei polițiști au fost la un tractorist. Chiar nu au avut de lucru ei, și de pe la Nisporienci. Erați periculoși tare. Da, fuziți. Asta e atitudinea, da? Dar voi nu știți ce am pățit eu cu dânsul când el a venit, noi când am făcut grupul ăsta de lucru. Dar de la ce partid? Dar el e din buzunarul lui Dodon, el nu are nimic cu partid. Eu a fost toată viața lucrat în câteva proiecte internaționale. Are ceva un grad de rudenie cu Igor Nicolaevici și l-a promovat pe dânsul. Eu poate că om, n-am nimic, dar eu a venit să raporteze. A fost Șcuța, a fost alți miniștri cu care noi am vorbit destul de profesionist. Ce facem? Ne-am certat de este, dar măcar ai cu cine vorbi. Și a venit el, ministrul agriculturii, și eu a început. Întreabă Ciubuc pe dânsul, domn ministru, cum e situația la, iată, cu proteste, ați fost la este? Dar de bine la agricultori, dacă nu erau pe politică, da eu cine, la politică am văzut, acum am văzut că s-au implicat politicienii, o parte au fost în stare de ebrietate, dar în rest agricultorii tot înțeleg și nu vor nimic. Că a început eu tot să numără ca și prim-ministru mașini, cine cât a plătit, impozitele, toate acestea. Eu am așteptat, am ascultat, am avut răbdare, 15 minute, spun domnul ministru. Eu sincer vă spun, după așa... Stimați cetățeni, ne aflăm în comuna Cărpineni, la o întâlnire a agricultorilor din această comună, cu deputatul Alexandru Slusăr. Ca ministru finanțelor, ca ministru protecției sociale, dar nu ca ministru agriculturii. Sănătate, că voi aveți nevoie de profesori, de medici, noi asta tot știm. Iau ministrul lor. Că voi vă gândiți la statul, la ministrul este, este ministrul finanțelor. Eu am așteptat de la matale să vii și spui. Iată pierderile, iată situația, e catastrofă. Așa ceva din 46 nu a fost. Dar să nu spui că asta a fost și mai rău. Că voi ca ministerul ați propus asta s-a acceptat, asta nu s-a acceptat, dar noi insistăm, iată, noi propunem așa. Dar tu ce grăiești aici ca... Eu spun, e rușine de așa ministru. O baba matrană și mai normal vorbi. Dar așa când se formează guvernul pe principiul loialității personale. Da. Și este foarte important că noi în Parlament facem totul ce este posibil, dar fie voi, eu chiar vă rog, dacă vorbim acum, că noi divizăm subiectul pe două. Tactic, ce facem acum pentru a salva ramura până la sfârșitul de an și strategic deja ce trebuie de făcut mai departe, cum să oprim agroholdinguri, ce facem cu irigarea, ce facem cu subvenționarea, ce facem cu procesarea. Nu există perspectivă dacă noi nu pornim industrializarea la scară mică.
Nu de este întreprinderi gigantice care se înțeleg între dânci. Dar fiecare raion trebuie să fie 4-5 întreprinderi în zonele rurale. Mici, dar moderne. Voi trebuie să comercializați, nu la prețul care vă pune Transoil, grâu, ors, floresarul, asta e comercializarea la valoare. Mai repet încă o dată, dar aș cetățeni din aflăm în comuna Cârpineni, la o întâlnire a agricultorilor din această comună, cu deputatul Parlamentului Republicii Moldova, domnul Alexandru Slusăr. Aici e problema. Dar asta noi discutăm pentru anul viitor. Acum e sarcina de salvat agricultorii anul curent. Eu vă rog, faceți toate actele. Pe grupa 2 sper că deja se finalizează actarea. Ele sunt actate toate, toate sunt registrate, toate sunt trimise de la grupa 2. Dar nu e venit rezultatul, ca noi să putem înainta. Nu, cu grupa 2 nimic nu s-a plătat. Cu grupa 2 noi prăjim. Deci cu întâi... Noi abia cu întâi încercăm să scoatem la capăt. Dar eu vă rog, grupa 2 și prin direcțiile agricole, prin acțiunile voastre, prin diferite metode, noi trebuie să batem în acest punct. E nevoie de... Cum mă întrebi, eu trebuie să ascult agricultorii. Agricultorii trebuie să vină la dânsul și spune, ei, Cornei sau cum te cheamă acolo. Iată situația, iată care sunt pierderile. Dar e bătaie, insistă mai repede să fie pusă întrebare de subvenționare. Noi trebuie să găsim bani. Este domnul consilier, a spus că mâine dumnealui intră la... Noi și să evadăm noi acolo, ne ducem. Nu, cu prima grupă... Domnul Șetni informează puteți. Telefoanele noastre sunt la direcția agricole. Cu prima grupă categorie, asta noi încercăm. Eu vorbesc acum de grupa 2. Cât mai aveți încă de recoltat? Nu prea aveți ce recoltat, dar cred că de vreo 10 zile. Da. Nu, sunt și mai străzi. Eu de după 2 și de apoi străzi ceva. Porumb am înțeles că... Acum strângeți floarea și cine are poamă, da? Plantațele, livezele aveți aici? Sunt la Gorjești, aici este o mare ofică. Dar struguri mai mult tehnici sau și de masă aveți? Sunt și de masă. Sunt și de masă, la mijirieni, dar... Dar aici la Cărpinie sunt, domnule. Sunt și la Cărpinie, dar puțin. Dar e puțin, nu fost tu. Nu-i dinit. Domnul Costea are, eu am. Are, dar n-are n-a să aibă preț. Să aveți grijă. Cine aici la voi aveți o mică asociație? În mod normal că atare toate aceste proteste trebuie asociațiile să facă. Profesionale, nepolitice. Dar... În asociație ne întâi. Primarul și el e de altă culoare. Și el nu ne sună niște oameni. Cum e de altă culoare? Roșie! Cum nu e roșie? Ia spune-ne, cum e? Împotrocalim. L-am susținut noi, loc acum. Bun, lăsăm culorile. Eu vreau, cum nu-i straniu, eu vreau mai puțin vorbim de politică și mai mult vorbim de politică agrară. Directul de asociație, am înțeles că vă s-a șatat. Nu, culoare și ei. Dar el, dacă nu a fost ești la plăbuie, dacă ne-am potolit în Cucubeu, este de culoare. Bun, eu vă rog, actele, toate actele să fie aduse la direcția agricolă. Cât mai devreme începeți să faceți demersul, gălăgie și să nu creeze undeva impresia că aici tot e bine și pentru a doua grupă nu trebuie de dat bani. Că la a doua grupă pierderi mai mari decât la prima grupă. Este domnul consilier, este viceprimarul nostru, Sătean de-a nostru, nu e de-a dus nicăiurea. El să informeze. Dacă ceva, găsim noi o marșot și ne ducem la direcția agricolă. Cum ne-am strâns azi, ne strângem da, și mai repede dați actele. Ne ducem la direcția agricolă. Stimați cetățeni, ne aflăm în comuna Cârpideni, la o întâlnire a agricultorilor din această localitate, cu deputatul Alexandru Slusăr. În virtutea funcției am fost numai în Raivane. Ștefan Vodă, Căușeni, o leacă, iată, ieri am fost la Vladin, au avut noroc de ploiți, acolo prutul alături. Și ceva au avut din noroc și iată, nu s-așa de revoltat. Și zăpadă și care au fost și asta. Poate și zăpadă la Dâncioa fost. Dar este unde n-am fost, Falești, Florești, m-am întâlnit fiecare sâmbătă, Căușeni, Ștefan Vodă, iată mă duc săptămâna viitoare la Cimișlie. Trebuie să mă întâlnesc și cu colegii voștri din Lunca Prutului, care este acolo, Bohiceni. Da, da. Trebuia azi să mă întâlnesc cu toți, dar înțeleg că e greu de grămadit pe toți, raionul mare. Da, să-i departe.
Dar vă rog frumos, toate actele să fie. Noi trebuie să salvăm pe fermierii anului ăsta. Și cu lista care este pe lista suplimentară. Că mulți băieți întreabă, noi am dat, suntem pe listă, dar unde suntem? AIPA spune că așteptăm miscălitură de la Chicu și de la Pierzi. Săptămâna viitoare am să încerc, eu am să fac briefing, dar pe miercuri am să încerc să fie chemat ministru la Comisia pentru Agricultură să ne raporteze detaliat și cu listele care se trebuie. Da, ați făcut, da? Văd că ați scris ceva. Ne trebuie să delimitați care au intrat în lista de bază și care stau în rând după deficit. Asta e foarte important. Până scriez care sunt intrați acum pe listă. Metale, cine mai este? Nu, nu, eu nu sunt. Voi toți sunteți ca gospodării țărănești sau sunt și sărăuri aici? Sărăuri. Sărăuri, da? Serele, gățe, majoritatea sunt.